Auzi tu cât te ține, frate, auzi tu cât te ține, stai să vedem, stai să vedem despre ce e vorba. Păi da, ce facem aici? Cum cât mă, băi, păi ideea e în primul rând că eu nu prea mai fac, sincer să spun, de ce? Pentru că e obositor. Zi tu, foarte obositor. Foarte obositor și eu am ajuns cu Georgiana la un consens. Adică, frate, e consumator mare de energie. Uite, nu-ți vine să dor? Da. Nu e, deci nu mai vreau să spun acum că, Doamne ferește, nu-mi place să spun de astea. Câteva ore. Câteva ore, uite, că s-a scăpat. S-a scăpat. Ce să mai, că știu toți care cu realitate, că ești pe repede înainte azi, că uite și încălzirea globală și clima și toate astea. Ce? Puțin, ăsta ai răspuns. Cât? 2 minute. Mi-a și adus aminte. Nu trebuia să faci asta. Ce mi-a adus aminte de... Bine, sper că v-am făcut să râdeți, ca idee. Nu vreau să răspund la întrebarea asta, na. Câți ani am și ce înălțime am? Am 31 de ani, am 1,76 m, de fapt mai am puțin și fac 32 de ani. Și ce crezi? Am și 85 de kg, trebuia cu 5 kg mai puțin. Da, e bine, e bine, am masă musculară mult, brand. Giulia, ce întrebare grea. Când te căsătorești? Băi, sincer să spun, nu știu, nu am planificat, recunosc, nici nu m-am mai gândit, sau nu cred că m-am gândit niciodată în adevăratul sens al cuvântului, când șefa. Vezi că eu te filmez, ai grijă când ce șefa. Zici. Da, păi nu știu. Păi nu știu să spun sincer, dar la un moment dat credeam chestia asta că nu e neapărată nevoie să te căsătorești ca să demonstrezi iubirea, doar că îmi dau seama că asta e gândirea aia modernă de care ne tot legăm pentru că nu se întâmplă lucruri, sau cel puțin așa cred eu. Cred că o să se întâmple la un moment dat, însă nu știu când. Te pup! Elena mă întreabă ce animal îmi place cel mai mult, pisica sau câinele. Ei bine, amândouă îmi plac, eu sunt un mare iubitor de animale. Acasă am doar pisică, am acasă la ai mei, acasă la mine nu am niciun animal deocamdată, că nu mă lasă șefa. Șefa, de ce nu mă lăsa să am și un animal? Dar o să am la un moment dat și o să-mi iau și câine și pisică. Clar, deci îmi plac amândouă. Prietenul meu, Manfred, mă întreabă când iau o diplomă europeană de personal trainer, pentru că eu asta am lucrat, am fost antrenor la sală vreme de 7 ani, bine, una din meserile pe care le-am avut. În primul rând te salut, Manfred, un prieten de peste 10 ani și unul dintre cei mai tari parteneri pe care i-am avut la sală. Din păcate a plecat în afara țării și de asta ne-am mai antrenat. Băi, pentru mine chestia asta a fost o pasiune a trecutului. În prezent a rămas o pasiune, dar atenție, doar la nivel de sport, doar la nivel de efort. Îmi place să fac doar pentru mine, nu mai antrenez absolut nimic, nu mai fac chestia asta. Am participat, uite că de asta vreau să vă arăt. Am participat și la concursuri, atenție, amator de ridicat greutăți. Foarte ciudat să spun asta, dar am participat la concursuri de amatori unde au participat profesioniști. M-am bătut cu campionul național de juniori la powerlifting, da? La concursuri de greutăți unde am luat locul 3, mi-am ridicat greutatea, atenție, 82 de kg, mi-am ridicat-o de 79 de ori. Wow. Doar cei care fac mișcare știu ce înseamnă lucrul ăsta. Wow. Nu mai vreau să mă specializez, mi-a ajuns, știu ce trebuie să știu. Am mai păstrat un pic, trebuie un pic mai bine aici, am zăbit foarte mult în ultimul timp ca și masă musculară și am mai pus așa pe aici pe acolo, înțelegeți voi. Deci nu mai îmi doresc să fac chestia asta pentru că îmi place ce fac acum, îmi place foarte mult online-ul, dar atenție, niciodată nu o să renunț la sport, ceea ce vă recomand și vouă, pentru că sportul înseamnă vitalitate. Uite-te și tu, am 32 de ani, păi voi îmi dați mie 32 de ani, bine, vă tot păcălesc eu că am 32 de ani, de fapt am 21, 22. Bine, ai spus că nu mai antrenezi, dar pe mine mă antrenezi. Da, o antrenez pe Georgiana și vreau să vă anunț în mod oficial. Am antrenat-o, a slăbit, începe să se tonifieze extraordinar de frumos și mi-a dat un ban. Na! Da, asta m-a lăsat, că și nu mai plătesc. Și a fost toți vreți moca. Nu, ca glume. Sebi mă întreabă când băgăm un antrenament la sală. Ei bine, Sebi, eu merg la sală de vreo 4-5 ori pe săptămână și ce crezi? Eu nu prea mă antrenez cu parteneri. Mă antrenez mai mult singur pentru că de-a lungul timpului orice partener am avut, fie avea o scuză, fie nu putea să vină și am ales să mă antrenez singur. Dar dacă se nimerește să fim în sală, cu mare drag. 105, 106. Ce mă credeați? Am făcut și 7-8, dar sunt forță. Faceți mișcare pentru că... Despre asta e vorba în viață. Răzvi, te salut! M-ai întrebat de cât timp mă cunosc cu Georgiana și îți mulțumesc și pentru complimentul pe care l-ai făcut. Mă cunosc cu Georgiana de peste 3 ani de zile, dar atenție, ne-am văzut pentru prima dată pe 22 iulie anul trecut, 2022.
a venit aici, ne-am apucat să filmăm, am început să devenim prieteni, după aia am început să devenim prieteni foarte buni, după aia am început să devenim apropiați și uite așa am început să formăm o relație. Și uite și de ce ești în mediul online, că am creat niște chestii incredibile, incredibile, la care vă uitați și vă plac foarte mult și o să mai creăm, o să vedeți. Auzi? N-am și o întrebare, că și eu sunt urmăritoarea ta. Da, vă rog, uite, ea este Georgiana, asta sunt da, urmăritoarea mea. Eu da, eu aici. Ce tot faci cu aceste geamantane, că le plimb de azi dimineață? Păi, sincer, aceste geamantane acum se pregătesc pentru o excursie minunată, și anume 7 nopți în Dubai. Vom pleca în Dubai, yeah, și eu și Georgiana și cu câțiva prieteni de-ai noștri. Vom merge în Dubai și atenție, voi face daily vlog și nu voi face daily vlog în mod special să vedeți pe unde mergem prin Dubai, nu, să vă arăt cât de ieftin costă față de prețurile de la noi, față de mersul la mare, de exemplu. O să vă arăt și unde stăm, cât costă și cum am dat, o să vă arăt și cât costă să te plimbi în Dubai, ce poți să vizitezi în Dubai. Va fi un daily vlog complet despre Dubai, sau cel puțin așa îmi doresc, să vedem și ce găsesc acolo. Bine, și vreau să mă întâlnesc cu un șeic, că am așa o vorbă, nu știu cum îl cheamă, dar aflu un șeic. Postăm acolo și ce mâncăm? Eu vreau să mănânc mult. La Georgiana Anastase, vă uitați și clar o să vedeți tot ce mănâncă. Pe Instagram la Georgiana Anastase o să vedeți ce poate să mănânce și cât poate să mănânce în Dubai. Elena Lorena mă întreabă dacă fumez. Ei bine, eu nu sunt fumător, însă, odată la ceva timp, dacă ies la un grătar, recunosc, mai trag câte o țigară, dar nu sunt bune. Doar că acolo, nu știu, parcă îmi place gestul. Nu-mi place să fumez cât îmi place gestul. Fac chestia asta de foarte mult timp și niciodată nu merg a doua zi să-mi iau pachet de țigări și niciodată n-am simțit nevoia să fumez. Mă mai prostesc eu așa din când în când, dar nu, nu sunt fumător. Aceeași Elena Lorena mă întreabă dacă îmi iubesc urmăritorii. Ei bine, o să vă șochez acum, băi, eu chiar îmi iubesc urmăritorii, pentru că datorită lor am ajuns unde am ajuns, am dezvoltat canalul ăsta foarte mult, îmi iubesc urmăritorii și de pe TikTok și de pe Instagram, de pe toate rețelele de socializare. Mai am pe TikTok un pic și fac 1 milion, am făcut 820.000 deja. Ce să mai, băi, vă iubesc pentru că sunteți unii dintre voi așa de șmecheri, de tari, de bun la suflet, încât îmi transmiteți dragostea asta zilnică și îmi transmiteți gândurile voastre pozitive prin comentarii. Și pentru voi merg mai departe. Și pentru voi merg mai departe, pentru că na, ăsta este un alt motiv. Să rămână mult. Dacă m-aș lăsa de YouTube pentru 100 de milioane, băi, având în vedere că am simțit o chestie unică în momentul când a venit placa asta, având în vedere că, uite, în câteva săptămâni o să vină și placa Georgianei Năstase și o să o punem aici și vreau din tot sufletul să pun și placa aia aurie. Deci, pentru 100 de milioane bănuiesc că de euro, sincer să spun, în momentul de față... Nu! Nu m-aș lăsa, mă, pentru că cred în drumul meu, cred în drumul ăsta pe care o să-l am pe YouTube. Nu știu dacă o să fac 100 de milioane, dar eu sper să fac cât mai multe, că na, știi cum e, depinde de vizualizări, depinde de cum o să mă plac cu oamenii pe viitor, dar oamenii mă plac și oamenii vor da subscribe în continuare, se vor uita la clipurile mele, pentru că fac chestia asta din pasiune. Probabil o să fiți foarte mulți care vă zice, băi, ești idiot, frate, să nu te lași pentru 100 de milioane, îți dai seama ce poți să faci după aia. Da, mă, dar trăiești împlinit. Ai 100 de milioane de euro, dar trăiești împlinit. Uite, pe mine chestiile astea mă împlinesc. Eu, unul, mi-am găsit vocația, mi-am găsit chemarea și vreau să fac chestia asta și sunt fel convins că o să pot ușor, ușor să dezvolt și mai mult, să câștig și mai bine și o să vedeți voi ce o să fac în continuare. Același David mă întreabă câți bani am dat pe lavaliere. Ei bine, am niște lavaliere de la Boia, aveți și un vlog despre ele să le vedeți cât sunt de bune. Intrați tot pe YouTube să vă uitați pe profil. Am dat 400 de lei, le-am luat de la F64 și atenție, sunt foarte bune. Cel puțin pentru mine, extraordinar sunt de bune. Super bune. Super bune, ați auzit. Elena Lorena mă întreabă la ce vârstă vrei să ai copii. Ei bine, în trecut gândeam chestia asta, mamă ce mișto e și chiar gândesc și în continuare cât de mișto e să fii părinte tânăr. Din păcate, uite că nu s-a întâmplat, mai am un pic cel prin pe tata, tatăl meu m-a făcut la 33 de ani și eu anul ăsta fac 32 de ani, nu știu, iar e o chestie pe care nu cred că trebuie să o planifici, dacă se întâmplă înseamnă că așa a vrut Dumnezeu și înseamnă că ești binecuvântat, dacă nu, nu înseamnă neapărat că nu ești binecuvântat, trebuie să înțelegi că na, așa e viața, dacă e să nu se întâmple, dacă e să nu se poată face sau n-am încercat niciodată să fac copii, însă dacă e să se întâmple, Doamne ajută! Natalia și Dumitru mă întreabă dacă sunt într-o relație cu Georgiana Năstase. Ei bine, da, sunt într-o relație și ce credeți? Intrați pe profil să vedeți că avem un vlog de când s-a mutat la mine, cum s-a întâmplat totul. Intrați acolo să vedeți vlogul. Suntem într-o relație. Am un set de întrebări de la Andia, o persoană foarte dragă nouă, o persoană care ne urmărește îndeaproape și care ne comentează de fiecare dată atât de frumos.
Și mă întreabă așa, răutățile și invidia unor oameni ce-ți critică contentul te influențează să renunți? Ei bine, nu, niciodată. Sincer să spun, am învățat să îmi formez un filtru în retina ochiului și anume nu mai văd hate-ul. Pur și simplu, când primesc comentarii de hate, trec mai departe, știu că nu mi-aduc plus valoare sub nicio formă, știu că nu trebuie să țin cont de ei pentru că ei sunt aici încă de la început și atenție, ei sunt aici de la început când eu aveam 0 urmăritori, iar acum am 317.000 urmăritori, ei tot acolo sunt, tot despre lucrurile alea comentează, tot despre aceleași chestii vorbesc, drept dovadă, nu trebuie să ținem cont de ei, trebuie doar să mergem mai departe. Aceeași Andia mă întreabă, dacă nu aveai succes cu contentul în online, ai fi renunțat sau ai fi continuat să creezi content în continuare? E cel mai rău lucru pe care poți să-l faci, în momentul când nu-ți merge ceva, să renunți. Dacă ai renunțat, practic acolo ai pierdut tot. Dacă mergi mai departe, indiferent de rezultatele de moment, ești câștigător, pentru că doar așa poți învăța. Eu am avut perioade când lucrurile nu mi-au mers, pur și simplu. Am avut perioade când aplicațiile nu au funcționat cum trebuie și în prezent există astfel de perioade. Sunt momente în care postăm chestii extraordinar de bune, iar aplicațiile își fac un update sau ceva de genul și ce crezi? Clipurile noastre nu merg și se irosesc. Și acum o întrebare de la fetița Andiei și anume de la Yukio. Te salut, Yukio! Și eu te salut! Așa mă întreabă, cum poți să fii atât de amuzant, învață-mă și pe mine. Ei bine, Yukio, să știi că chestia asta nu cred că se învață, cred că trebuie să o ai tu în ADN-ul tău, ca să spun așa. Eu pot să mă laud cu chestia asta, tatăl meu este un om amuzant, am și ceva unchi care sunt amuzanți. Noi în familie am crescut într-un mediu amuzant, ne place să glumim, ne place să ne provocăm unul pe altul în sens pozitiv. Și să știi o chestie, tot făcând chestia asta, cu cât faci mai mult, cu atât devii mai amuzant și până la urmă, de ce mi iese? Pentru că asta îmi place să fac. Îmi place rău de tot să văd că un om râde. Iar tu dacă te uiți la mine și prin clipurile mele te fac să râzi, pentru mine este un real succes. Te pup încă o dată. Diana Moise a spus așa, nu am o întrebare, dar vă urez toate cele bune și succes în continuare. Și atenție, nu m-am uitat la comentariu, ai văzut că m-am uitat doar în cameră. Hashtag cei mai buni. Diana, îți mulțumim frumos. Diana este o fată extraordinar de bună și un copil de viitor și ne urmărește de aproape. Nu ratează absolut nimic. Te pup și într-o zi eu cu Georgiana îți promitem solemn că o să te scoatem la un suc. Te pup! Dragoș, fii atent. Doamna Aurora te întreabă prin ce sentiment ai trecut din casa părintească la cea nouă. Doamna Aurora, în primul și în primul rând vreau să vă spun că vă pup și că îmi sunteți extraordinar de dragă. Și mie. E o persoană care mă urmărește de foarte mult timp, cu un bun simț extraordinar de mare și atenție, salut și pe băieți. O întrebare foarte frumoasă, nici nu mă așteptam la altfel de întrebare din partea dumneavoastră. Sincer să spun, a fost un sentiment ciudat la început, însă în același timp și un sentiment plăcut, pentru că îmi doream chestia asta de mult. Mă gândeam ce o să fie în momentul când o să se întâmple asta. Partea bună este că nu stau foarte departe de ai mei, pot să-i văd aproape zilnic dacă ne permite timpul. Un sentiment plăcut. De ce? Pentru că îmi doream să am parte de acest succes și pot să spun că am reușit să am acest succes datorită părinților mei și sincer să vă spun, un sentiment plăcut pentru că mi-am păstrat elemente din vechea casă și pe oriunde mă uit, am ceva de la mine de acasă, de la părinții mei. Ba chiar uite, o să vă fac jumătate de întrebare fix în camera de unde am început eu să fac online. Să vedeți, de fapt să ne aducem aminte cum arăta camera făcută, atenție, făcută de mine. Și vreau să vă mai arăt o chestie, ca să vedeți ce înseamnă să-ți creezi, oriunde ai fi, să-ți creezi ca acasă, să te simți ca și cum ești din totdeauna. Ei bine, uite, am aici un scaunel. Vedeți că unelul ăsta e un scaun foarte vechi, da? Este vopsit, se poate vedea că este vopsit, este refăcut de un domn profesionist pe care îl salut dacă cumva se uite la acest vlog. Este aproape ca și canapeaua. Scaunelul ăsta pe care îl vedeți voi, scaunelul ăsta a fost al bunicei mele. Bunica din partea mamei îl folosea ca să poată să meargă, nu-i plăcea acel cadru. Și am ales să păstrez acest scaunel ca să-mi aduc aminte de bunici, vi aduceți aminte de pe TikTok. Am ales să păstrez acest scaunel, chiar dacă nu are nicio legătură cu designul apartamentului, pentru că mă face pe mine să mă simt acasă, mă face să simt că am lucruri de la cei dragi și îmi dă o liniște aparte. Nu știu dacă o să înțelegeți cu exactitate ce vreau să spun, pentru că poate nu e exprimată de frumos, însă pentru mine chestia asta e o chestie minunată. Și acum pentru voi ceilalți, haideți să vă arăt cum arăta camera lui Dragoș Dadu înainte să se mute aici.
Așa arăta camera lui Dragoș Dado înainte să se mute la el acasă, așa arată și acum mama mea a păstrat. Asta este un perete făcut de mine, un perete cu negru și auriu specific, îmi place foarte mult auriu. Cei care mă urmăresc de foarte mult timp știu asta. Am scris chestia asta aici sus și sincer, de-abia aștept să pot să fac asta și la noua acasă, dar trebuie să mă decid unde. Și aveam eu o chestie să mă văd în oglindă, să mă vizualizez mereu și uitați ce am făcut aici. Am făcut un dressing, de fapt este un perete de sticlă. În spate ce vedeți aici un dressing. De aici am început să creez, aici a început ideea de creator de conținut, de aici am pornit, aici am făcut clipuri de milioane, ca să spun așa, de aici au plecat ideile de milioane și bineînțeles aici avem și pe Iucuța, care acum are o problemuță și trebuie să fie pansată, dar este bine, se vindecă. Nu, Iucuța? Și este Sil, acum nu vreau să vorbesc cu nimeni. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest Q&A și ce credeți? M-am decis odată la două luni să facem un astfel de Q&A. Voi mă veți cunoaște mai bine, eu o să vă cunosc pe voi mai bine și ce să mai? Hai să facem lucruri minunate. Săptămâna viitoare urmează o serie de vloguri direct din Dubai. Vă pup!